Am făcut calculul. Câți bani primesc războinicii de la ProTV pentru fiecare zi la Survivor 2023? Cel mai îndrăgit show de la ProTV nu pune la bătaie doar premiul de 100.000 de, de euro pentru câștigător, ci și contracte satisfăcătoare pentru concurenți. Ei bine, dacă despre faimoși s-a tot vorbit, iar telespectatorii și-au lămurit curiozitatea legată de banii primiți în cadrul competiției, a venit momentul să aflăm și despre cum și-au negociat războinicii contractele. Războinicii încasează sume între 150-200 de euro zi. Producătorii de origine turcă s-au dovedit a fi extrem de darnici atât cu faimoșii, cât și cu războinicii, însă este o mare diferență între sumele pe care le primesc candidații cu banderola albastră au uitat de confortul și mâncărurile delicioase de acasă și luptă pentru supraviețuire contra unor sume cuprinse între 1.000-1.500 de euro pe săptămână, conform informațiilor apărute în presă. Acest lucru înseamnă că războinicii primesc pentru cele patru săptămâni petrecute în Dominicană. Venituri cuprinse între 4.000-6.000 de euro. Așadar, dacă facem un calcul simplu pentru a afla cât încasează zilnic, ne vom da seama că sumele sunt cuprinse între 150-200 de euro. Faimoșii primesc sume mult mai mari. Pentru cei care n-au aflat deja, faimoșii au negociat mai bine contractele. De exemplu, influencerița Carmen Grebenișan primește 5.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în junglă. De asemenea, Vica Blochina a părăsit competiția cu 12.000 de euro încasați pe parcursul celor patru săptămâni. De la ProTV, George, fostul prezentator de la Maschet Sincer primește 3.000 de euro pe săptămână, iar Bianca Patrici, cunoscută pentru participarea la Insula Iubirii, de la Antena 1, încasează cea mai mică sumă comparativ cu colegii ei, mai exact 1.000 de euro. Emisiunea oferă aceleași sume ca și sezonul trecut. Survivor România nu a modificat sumele pe care le oferă concurenților față de sezonul precedent. Atunci, războinicii au primit aceiași bani pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană. Începutul sezonului, primele 3-4 săptămâni, sunt cele mai dure. 18 zile sunt suficiente ca să-ți schimbi viața. Asta este situația și cu concurenții de la Survivor. Aceste prime săptămâni sunt la cel mai înalt nivel concurenții fac față la superlativ cu ceea ce înseamnă intensitatea show-ului. Ziua de filmare trebuie să înceapă întotdeauna cu o cafea bună dominicană, fie în compania domnului Dr. Teo, îndelungatului meu prieten aici și om cu care lucrăm împreună. Fie în acest sezon, fie mai nou, în acest sezon, iubita mea Ana este, în prima parte a sezonului, venită cu mine. După care ne întâlnim cu echipa și ne facem strategia de lucru, a declarat Daniel Pavel pentru ProTV.